Marea Britanie se confruntă cu alertă de poluare majoră. Lacul Loch Neagh, cel mai mare lac de apă dulce din Regatul Britanic și Irlanda, a fost poluat cu alge otrăvitoare din cauza diverselor din agricultură și canalizare. Lacul asigură 40% din apa potabilă din Irlanda și omoară pești, păsări și câini. Cele toxice au poluat lacul la un nivel apocaliptic, spun experții. Lacul este atât de poluat încât oamenii riscă să nu mai bea apă de aici. My understanding are things like headaches, dizziness, nausea, long-term aspects you can have things like liver damage, neurological damage. So it is not stuff to be played about with.